haideți să cedăm atunci. Mulțumim pentru că ați răspuns invitația noastră la conferința de presă. Probabil că este deja cunoscut în spațiul public că la Spitalul Șpar Sighișoara este o stare conflictuală generată de managerul interimar, care a fost numit în data de 18 decembrie. Fac o scurtă paranteză, cunoscând activitatea domnului Sâmpălean Dan Ștefan, pentru că dânsul a fost manager și la Spitalul Clinic Județean Mureș și atunci am avut unele probleme în relația cu Sindicatul Sanitar Târgu Mureș, o relație în care au fost și unele procese și până la urmă Spitalul Clinic Județean Mureș a plătit și unele despăgubiri, cheltuieli de judecată și daune, chiar daune morale către colegii mei care au intentat acest proces împotriva dânsului. Dar revenim la Sighișoara, acolo din 18 decembrie, starea încă din acea zi, prima zi în care a fost și-a luat mandatul în primire, domnul manager a înțeles să delege libera de sindicat, a Sindicatului Sanitar Sighișoara, la secția de pediatrie, iar pe doamna fostă manager, care este membra noastră de sindicat, a delegat-o la biroul de statistică medicală cu încălcarea normelor de drept, respectiv a prevederilor din codul muncii. Și de ce spunem chestiunea asta? Într-adevăr, dacă la urmă lectura codului muncii putem spune că delegarea este instrumentul prin care poate fi modificat contractul individual de muncă fără acordul salariatului, este așa. Dar, văzând în context lucrurile, adică chiar din prima zi de mandat și doar împotriva a două persoane în acest spital sau la măsura delegării, respectiv lidera de sindicat și fosta manageră, deci privindu-l în context, sigur că problema se analizează altfel. De altfel, la câteva zile după această măsură a delegării, domnul manager interimar a luat o altă măsură de a anula toate celelalte delegări care erau făcute la nivelul spitalului pentru a asigura buna funcționalitate a tuturor secțiilor spitalului, cunoscându-se faptul că în toate spitalele, nu doar în spitalul de la Sighișoara, este un deficit de forță de muncă. După ce a luat această măsură a delegării nelegale, spunem noi, am catalogat-o ca fiind și faptă penală, abuz de autoritate, măsura pe care a luat-o dânsul. Deci după aceea au început atacurile, sau au continuat atacurile împotriva celor două doamne, respectiv împotriva colegii noastre, Maria Dracea, a fost acuzată de faptul că nu îndurește condiții necesare ocupării postului de la compartimentul de prevenirea infecțiilor asociate actului medical și a continuat o serie de afirmații neadevărate care au fost lansate fie în spațiu public, fie în relația cu autoritatea sub ordinea care se află spitalul, respectiv Primăria Municipiului Sighișoara și Consiliul Local Sighișoara. A afirmat aceste chestiuni legate de necorespundere profesională, deși lidera de sindicat, Maria Dracea, lucrează de 19 ani pe aceleași compartiment care, de-a lungul timpului, a avut denumiri diferite. La fel, doamna doctor Tana și Șoara a lucrat la acel compartiment încă din 2012 și au trecut, spitalul a trecut printr-o serie de controle ale instituțiilor statului, inclusiv prin proceduri de acreditare, de reacreditare, controle care niciodată n-au constatat faptul că acel compartiment deosebit de important al unei unități spitalicești n-ar fi încadrat cu personal corespunzător. Mai mult decât atât, actele normative în domeniul prevenirii infecțiilor asociate actului medical, cele legate de pregătirea profesională a persoanelor care ocupă aceste posturi, așa cum o să vedeți și în materialul care vi l-am dat, din 2016 au apărut prevederi în acest sens, pe urmă în 2022, iar acum, în 29 ianuarie, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică normele metodologice de aplicare a legii 3/2021, prin care se stabilește curicula de formare profesională a celor care ocupă posturi în compartimentele de prevenire a infecțiilor asociate actului medical. Deci, practic, chiar dacă ar fi vrut să facă cursuri de specialitate în domeniu, n-ar fi avut unde să facă acele cursuri. Dar cu toate acestea, și probabil este bine cunoscut faptul, și medicii și asistenții medicali, pentru a obține dreptul de liberă practică,
că în fiecare an trebuie să urmeze unele cursuri de formare profesională pentru a dobândi creditele necesare obținerii acelui aviz de liberă practică. Și colegiile noastre au parcurs cursuri de pregătire profesională sau de perfecționare în domeniu în fiecare an. Au mai fost făcute unele afirmații legate de modul în care și-au îndeplinit atribuțiunile de serviciu, ori este evident faptul că spitalul și s-a văzut și în spațiu public, spitalul a funcționat bine, chiar s-a dezvoltat, s-a îmbunătățit situația la acel spital. Și, de asemenea, colegele noastre au avut calificativul fiecare an de foarte bine, deci sunt afirmații neadevărate și nu putea o persoană care a venit din afara unității în câteva zile să tragă concluzii legate de cariera și de performanțele profesionale a unor salariați pe care nu i-a cunoscut și nu i-a văzut probabil niciodată. Nu o să intru în detalii legate de carieră, dar este evident faptul că, sau altfel spus, în ultima ședință de Consiliu Local al Municipiului Sighișoara, ședință la care am participat și eu, domnul manager interimar a făcut o afirmație neadevărată, jignitoare la adresa doamnei Tanașii, prin care afirma faptul că, prevalându-se de funcția de manager al Spitalului Sighișoara, și-a mutat postul dânsei de medic de la statistică medicală la compartimentul de prevenire pentru a beneficia de sporul de 75%. Nimic mai fals, pentru că doamna doctor a ocupat acel post la compartimentul de prevenire prin concurs și în perioada în care avea contractul de muncă suspendat, nelegal, managementul de la acea vreme a mutat postul de la compartimentul de prevenire la statistică medicală. Iar când doamna Tanașii și-a luat mandatul de manager interimar în 2019, a cerut să se reintre în legalitate pe care i-am iabil, adică postul dânsei să fie pus în organigramă acolo unde era în momentul în care s-a dat concursul pentru acel post. Deci, domnul manager interimar, în perioada de aproape 2 luni de când este la Spitalul Municipal Sighișoara, realizări marcabile n-a avut, doar aceste răfuieli, să spunem, cu colega noastră Maria Dracea, lidera de sindicat, și cu doamna fost manager, dr. Tanașii Șarautau. De asemenea, s-au făcut afirmații legate de situația financiară a spitalului. Într-adevăr, nu doar la Spitalul Sighișoara, la toate spitalele din județ, dar și din țară, sunt probleme legate de finanțare sau de subfinanțarea acestuia. Și aici motivele sunt diferite sau, mă rog, coroborate, să spunem, lipsa de finanțare de la Casa de Sănătate și lipsa de finanțare de la Autoritatea Publică Locală, în subordinea căreia funcționează spitalul. Pentru a fi mai bine înțeleși, în anul 2023, Primăria Municipiului Sighișoara n-a acordat niciun leu Spitalului Sighișoara, ba mai mult, în luna decembrie, Primăria Municipiului Sighișoara a somat spitalul să-și achite contravaloarea ridicării deșeurilor. Deci, cunoscând faptul că se află într-o dificultate economico-financiară, a pus și mai multă presiune pe spital. Acum, la Spitalul Sighișoara, problemele se acutizează în ceea ce privește relațiile de muncă, din două motive. Recent, domnul manager interimar a afirmat public că va lua măsura reducerii cheltuielor de personal. E o chestiune pe care pe noi ne îngrijorează afirmația dânsului și nu știm cum să o catalogăm, din necunoștință de cauză sau cu rea intenție. Pentru că este foarte bine știut că prin efectul actelor normative care au apărut la finele anului 2023 și începutul anului 2024, vor avea loc în acest an majorări salariale în sectorul de sănătate publică. Ori cheltuielile, prin efectul legii, cheltuielile de personal vor crește. Nu știu în ce măsură domnul manager interimar poate să reducă cheltuielile cu personalul. Mă gândesc doar dacă se gândește la concedieri, dar în situația în care există deficit de personal, nu știu cum ar putea să mai funcționeze spitalul dacă va lua asemenea măsuri. Și dacă discutăm de cheltuielile de personal, domnul manager interimar, printre măsurile greșite pe care spune noi le-a luat, a fost și aceea să aducă un director medical din afara unității și, dacă facem un calcul simplu,
Cele două persoane care au fost aduse din afara unității sanitare, adică manager interimar și director medical, totalizează undeva la 35, poate chiar 40.000 de lei pe lună cheltuiala, cu salarii și cu alte cheltuieli care sunt aferente contractelor de mandat sau contracte individuale de muncă, cheltuială suplimentară care, dacă s-ar fi găsit soluția din interiorul spitalului, ar fi putut fi evitată. De asemenea, acea măsură de a aduce un director medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgență, noi am reclamat-o ca fiind nelegală sau, mă rog, nejustificată. Între timp, problema aceea s-a rezolvat într-un fel că domnul doctor s-a reîntors la Spitalul Clinic Județean de Urgență și acum spitalul din Sighișoara funcționează fără director medical. Nu știu dacă este legală chestiunea. Dar pe partea de resurse umane este o altă problemă la fel de gravă. Domnul manager interimar, la începutul lunii ianuarie, a reziliat contractul pe care spitalul avea cu un PFA pentru servicii de resurse umane și salarizare. Acel PFA era al fostei angajate de la Romus, care s-a pensionat și care nu mai putea lucra în spital. S-a organizat concurs la acea vreme pentru ocuparea postului, însă nu s-a prezentat nimeni. Și atunci, ca soluție de avarie, s-a făcut acest contract cu acel PFA pentru a asigura partea de resurse umane și salarizare. Iar noul manager a reziliat acel contract cu acel PFA la serviciul RUROS, rămânând o singură doamnă, care, recent, de circa o săptămână, s-a îmbolnăvit, este în concediu medical și serviciul resurse umane și salarizare din cadrul Spitalului Sighișoara nu are niciun angajat. Deci, practic, nu se pot efectua operațiunile de resurse umane, ceea ce privește acte adiționale noi ideate care sunt prin efectul legii. Și acum, pentru data de 15 februarie, când trebuie achitate salariile personalului, s-a transmis recent de către domnul manager interimar o notă internă prin care salariații erau atenționați că nu vor primi salariile cu exactitate în data de 15 februarie, ci doar sub formă de avansuri, urmând ca pe parcurs să fie, adică până la 26 februarie, să fie rezolvată problema acordării salariilor în integralitate. Deci, din punctul nostru de vedere, a fost o chestie de lipsă de tact managerial să ia aceste măsuri fără să pună ceva în loc și să lase spitalul fără un serviciu deosebit de important, cum e cel de resurse umane. Acum, noi, așa cum spuneam, am tras semnale de alarmă la instituțiile abilitate ale statului, la Consiliul Local, cum vă spuneam, am participat în ședința de Consiliul Local și am tras semnale de alarmă. Nu știm care sunt motivele pentru care s-a găsit această soluție de a aduce un manager din exterior. Consiliul de administrație al spitalului, din câte știm la această dată, nu funcționează, deși s-a luat o hotărâre în Consiliul Local Sighișoara de reconstituire, să spunem, sau de luare la cunoștință a componenței noului Consiliu de administrație. Practic, spitalul este într-o stare de degringolată. La sfârșitul anului, sau începutul anului 2024, spitalul a avut conturile blocate. Acestea au fost deblocate în urmă cu câteva zile. Lucru care nu s-a întâmplat până acum la Spitalul Sighișoara, ca spitalul să aibă conturile blocate. Chestiuni care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie rezolvate cât mai rapid. Noi, în scrisoarea care am adresat-o acestor instituții, care își desemnează noi prin Consiliul de Administrație de la Spitalul Municipal Sighișoara, a început printre altele și revocarea din funcția managerului interimar a domnului Sâmpăleanu, pentru a permite spitalului să-și continue activitatea în condiții de normalitate. Dânsul a făcut niște afirmații în Consiliul Local, afirmații răutăcioase că lumea s-a îmbolnăvit, adică cele două colegi ale noastre s-au îmbolnăvit, că e o problemă în perioada asta cu Raiu și cu alte boli asociate sezonului. Dacă dânsul ar fi avut puțină bunăvoință, ar fi putut să vadă colega noastră, lidera de sindicat, a fost diagnosticată și este tratată în cadrul Spitalului Municipal Sighișoara, pe care dânsul manageriază, iar doamna a fost manager de doctorana și a suferit o intervenție chirurgicală. Nu intru în detalii legate de diagnostice, dar chestiunile
sunt serioase, sunt generate pe de-o parte și de stresul generat de domnul manager interimar și de problemele de sănătate, probleme mai vechi care au fost neglijate prin prisma faptului că s-au concentrat asupra muncii și au neglijat partea personală. Sunt multe de spus, dar eu cred că dacă s-ar pleca asupra problemelor din spital, cei cu factori de răspundere respectiv Consiliul Local Sighișoara ar putea rezolva aceste probleme într-un mod foarte rapid și foarte elegant. O scurtă precizare, apropo de interimatul domnului Sâmbălean, dacă ar fi funcționat cum trebuie Consiliul de Administrație al Spitalului și dacă autoritatea locală ar fi luat măsurile necesare din timp, ar fi putut fi organizat concursul pentru desemnarea unui manager, astfel încât spitalul să nu treacă prin perioade de interimat și prin sincope în funcționare. Dar, din informațiile pe care le avem, s-au tergiversat aceste proceduri de selectare a unui manager, tocmai pentru a se ajunge la această situație de interimat, să poată fi numită o persoană bine aleasă, între ghilimele, vreau să vedeți, din vârme de rigoare. Situația este complicată. Acolo am înțeles de la colegi, de la unii angajați din spital, că este și o lipsă de medicamente, lipsă de medicamente gravă, lipsa de finanțare a laboratorului. Sunt tot felul de chestiuni care le duc cu gândul că probabil se dorește închiderea spitalului, că altfel nu putem să judecăm în contextul acesta și măsurile care se iau, nu vedem care ar putea fi alte intenții. Dacă colega mea, îmi cer scuze că n-am prezentat-o, dar probabil o știți, Claudia Duca este președinte al Uniunii Județene Sanitas Mureș. Dacă aveți să ne adresați întrebări, poate pe parcurs ne mai amintim și despre... Da, sunt pe rol procese ale celor două colegi legate de delegarea lor nelegală. În primă fază, prin ordonanțe președențiale, dispoziția managerului de delegare a celor două colegi a fost suspendată. Urmează procesele pe fond de contestare a deciziilor și eu sper că vom beneficia de o judecată corectă și că în viitor se vor respecta relațiile de muncă la nivelul spitalului. Noi am încercat în cele aproape două luni de când domnul manager Sâmbălean să ne manifestăm, să spunem, elegant, folosindu-ne de forța argumentelor. Dar dacă forța argumentelor nu e suficientă, o să trecem și la argumentul forței, până la urmă, prin acțiuni de protest de stradă la Sighișoara și de ce nu de Mureș. Cred că până la urmă trebuie să, dacă factorii de răspundere nu vor găsi soluțiile legale, atunci ne vom vedea nevoiți să apelăm și la aceste măsuri adecvate. În această situație, cum se prezintă bolnavii? Adică ce efectare asupra bolnavilor, pacienților? Nu s-a închis nicio secție? Deci, deocamdată n-am auzit să fie probleme legate de, sau mă rog, de probleme legate de îngrijirea bolnavilor, dar dacă se continuă în felul ăsta, este evident că, până la urmă, Doamne ferește, vor avea de suferit și bolnavi. Am văzut și un mesaj zilele trecute prin care un medic de gardă reclama faptul că nu au antitetanus în farmacia spitalului și că nimeni nu ia măsuri și că dacă probabil ar fi într-o situație delicată un aparținător al celor care trebuie să ia decizii la nivelul spitalului, probabil că s-ar rezolva problemele mai repede, dar așa problemele sunt neglijate și tratate cu superficialitate. Și asta o subliniem, se pare că managementul spitalului la această vreme nu are un alt target decât răfuiala cu două doamne, cu lidera noastră de sindicat și cu fosta manageră doamna Toanași. Și chiar nu cred că ăsta e rolul și menirea unui manager al unui spital. Sunt încercat o mediere? Am apelat la organele superioare, adică Consiliul de Administrație și Consiliul Local al Municipiului Sighișoara,
Dat fiind faptul că managerului interimar ușa mi-a fost întită nas încă din prima zi a dânsului de mandat prin acele măsuri luate împotriva liderului de sindicat. Mai mult decât atât, a evitat contactul cu sindicatul și în ceea ce vrește numirea observatorului în Consiliul de Administrație al Spitalului. Scrisoarea a trimis-o către sindicatul Sanitas Mureș, nu către sindicatul Sanitas Sighișoara, sindicat care este reprezentativ la nivel de unitate și este semnatar al contractului colectiv de muncă. Contract colectiv de muncă care am înțeles că nici până la această dată managementul spitalului nu și-a respectat obligația legală de a fi publicat pe site-ul instituției și de a fi prelucrat cu salariații din spital. Deci, cu dânsul direct o încercare de dialog n-am avut, repet, pe motiv că dânsul a trecut direct la argumentul forței în relația cu sindicatul din spital. Ați venit mai devreme despre cheltuieli, cum se vede din aducerea din externa de la Sfântul Mureș. Este o răspunsă de nimic. Da. În interviu pe care l-am revizit, domnul doctor Dan Sâmpănea spunea că salariul medicului domnului director numit a fost acordat de CCJ-ul Târgu Mureș și nu de spitalul din municipiul Sighișoara. Cum opinați? Acum mă consider un om cu experiență în relațiile de muncă după 20 și aproape 5 ani de mișcare sindicală. Dacă îmi găsiți un temei de drept în codul muncii sau în alte acte normative prin care un medic de la un spital să presteze activitatea la un alt spital și să fie plătit de spitalul unde are contractul de bază, este temeiul, există temei de drept, dar care n-a fost folosit. Deci, domnul doctor care a fost Dumitru, nu era detașat, nu era transferat, dacă a avut cumva delegarea în sensul codului muncii spune îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Adică domnul doctor Dumitru ar fi trebuit să presteze activitățile care le are la spitalul județean de urgență. Aceleași activități ar fi trebuit să le presteze eventual și la Sighișoara, dar repet, nu pot să muți pur și simplu un om să-l pui director la un alt spital să fie plătit de spitalul unde are contractul de muncă. Este o chestie care eu n-am mai auzit-o până acum, nu știu dacă cineva a mai auzit o asemenea chestiune. Și chiar dacă ar fi așa, s-a creat o cheltuială nejustificată pentru o unitate spitalicească unde domnul nu presta. Dacă tot suntem la partea legală, deci un spital poate funcționa fără un serviciu runos, inexistent sau nefuncțional sau fără personal? Păi, sau cum se poate rezolva? Problema poate fi rezolvată prin ocuparea prin concurs a posturilor vacante, da, fie pe perioadă determinată, fie pe perioadă nedeterminată, dar nu există timp. Tocmai de aceea, atunci, anul trecut, când s-a luat măsura unui contract cu un PFA, s-a luat acea măsură. Domnul manager a invocat că cheltuiala cu acel PFA se ridica undeva la 10.000 de lei pe lună. Ori acel PFA ducea două posturi, de resurse și de salarizare, resurse umane și salarizare. Ori dacă ne uităm la 10.000 de lei cheltuială pe lună pentru chestiunea asta, iată ce s-a întâmplat. A luat măsura rezilierii unui contract fără să pună ceva înainte, fără să pună ceva în loc anterior luării acestei măsuri. În afară de concurs, ce posibilitate mai e? În afară de concurs, tot așa se poate externaliza acest serviciu, doar că, în situația dată, spitalul, neavând buget aprobat în momentul acesta, nu pot să realizez achiziția fără să ai bugetul aprobat. Și atunci s-a ajuns în această situație în care... Și atunci cum va rezolva până în 26 februarie problema? Nu știu, din câte am înțeles, va delega, nu știu dacă legal sau nu, că, repet, delegarea în înțelesul codului muncii este îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Deci va delega probabil de la serviciu financiar contabil persoane care se ocupe de partea de salarizare și de resurse umane. Da, și dacă tot am revenit puțin la partea de delegare, fac o precizare.
delegarea colegei noastre Maria Dracea la pediatrie nu avea cum să rezolve problema deficitului de personal de acolo, pentru că dânsa, așa cum spuneam, la pediatrie ar fi trebuit să îndeplinească atribuțiile de serviciu specifice fișei ei de post, adică să facă activități de prevenție a infecțiilor asociate actului medical. Nu avea voie, conform legii, să lucreze la patul bolnavului. Deci, practic, delegarea nu rezolva problema de deficit de personal. Și este evident pentru toată lumea și pentru cei care nu au cunoștință în domeniul relațiilor de muncă că măsura a fost luată prin abuz de autoritate și nu pentru buna funcționare a spitalului. Și nu este legal, pentru că de-aia suntem asigurați în sistemul public de sănătate, că atunci când avem nevoie să beneficiem gratuit de serviciile medicale. Dar, repet, aici este și chestia de subfinanțare. Acum, probabil știți, la nivelul Spitalul Municipal Sălușoara are, trecut în material, n-am să vă plictisesc cu cifre foarte multe, are de încasat circa 3.406.000 de lei de la CJA Sămureș. Are arierate de achitat către furnizori în sumă de 2.882 de lei. Din informațiile pe care le-am, pentru că am și calitatea de membru în Consiliul de Administrație la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, situația nu e roză. Sunt previziuni pe adâncirea deficitului la spitale, pentru că finanțarea care vine de la Ministerul Finanțelor și de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este una insuficientă. Vă dau un exemplu. Pentru decontarea concediilor medicale ar fi nevoie lunar undeva la o sumă de vreo 22 de milioane de lei lunar. Și luna trecută, nu știu dacă pentru luna ianuarie sau pentru luna decembrie, s-au asigurat 11 milioane. Iar la servicii spitalicești, bugetarea pe prima luna anului a fost una insuficientă și din acea finanțare s-a tăiat circa 12% după ce s-au văzut la Minister, la nivel de Minister de Finanțe și Casa Națională cifre. Pentru ce care nu știu, ne puteți spune, doamna, de ce a fost înlocuită cu managerul interior? A ajuns la finele mandatului. Doamna Tona și Mișoara a avut mandat de 4 ani, care a încetat la data de 16 decembrie. Și credeți că în urmă abuzivă a fost, nu știu, criterii politice, linia lui, să facă curățenie, să zicem, cu siguranță sunt și interese politice la mijloc, pentru că nu cred eu că este o listă a managerilor de top care, și la care apelează cei în drept să îi ia și să-i aducă la echipa, să joace la echipă pentru a deveni echipa câștigătoare. Vreau să spun că din informațiile pe care le avem, în anul 2023, a avut loc și un fel de boicot al ședințelor de Consiliu de Administrație la nivelul spitalului, pentru că regulamentul de ocupare a postului prin concurs de manager era pregătit spre a fi aprobat în CEA, doar că ședințele de CEA la acea vreme nu au fost statutare, nu s-au ținut, regulamentul de selectare a managerului n-a putut fi aprobat, pe care de consecință mandatul doamnei doamna și a ajuns la final și s-a luat măsura unui manager interimar. Vreau să fac precizarea că și la Spitalul Clinic Județean Mureș mandatul managerului a ajuns la final, dar dată fiind situația că e început de an, nu sunt bugete aprobate, că e o situație deosebită, i-a fost prelungit sau i-a fost acordat interimatul fostului manager, respectiv domnul doctor Gârbovan, da? Mă gândesc că și la Spitalul Sibișoara, un spital de mai mică amvergură decât Spitalul Clinic Județean Mureș, dar cu probleme deosebite, soluția cea mai înțeleaptă de a continua activitatea era să lași oamenii care au lucrat 4 ani sau care au cunosc problematica să-și continue activitatea până când va fi selectat un alt manager din spital, din afara spitalului. Dar
măsuri care să conducă la buna funcționare sau la continuitatea funcționării spitalului. Bine, noi cunoaștem situația de la spitalul Sighișoara, situația nu e foarte roză și nu. Tot timpul au fost datorii și tot timpul au fost conflicte. Dumneavoastră sunteți chemat acolo să arbitrați un conflict sau care e opinia sau să vă poziționați de partea? Nu, eu sunt parte în conflict, pentru că Sindicatul Sanitar Sighișoara este afiliat la CNSR de Plăția Mureș și noi, CNSR de Plăția Mureș, suntem parte în conflict, suntem alături de lidera noastră de sindicat, față de, alături de organizația sindicală și doamna Antoană și așa cum spuneam, este membru a Sindicatului Sanitas. Deci, practic, noi încercăm să rezolvăm problema conflictuală în relațiile de muncă. Pe parte de finanțare și de funcționalitatea spitalului, e adevărat, ne interesează și pe noi. Pentru că implicit, prin finanțarea spitalului, este finanțată forța de muncă sau este remunerată forța de muncă. Dar, repet, suntem parte în conflict pentru că nu ne e totuna ce se întâmplă cu salariații din acest spital. În afară de doamna Tonasi, câți membri de Sanitas mai sunt la spitalul din Sighișoara? Circa 300. 300? Circa 300 de salariați sunt membri Sindicatului Sanitas Sighișoara. Dintr-un total de... 400 deja au reprezentat activitate la nivel... 4 sau 300? 300 de membri dintr-un total de 400 de salariați. Și acești salariați, dacă cumva nu se rezolvă problema salariilor, au anunțat un protest sau ceva de genul acesta? Deci, cu siguranță vom acționa... Nu se pune problema de grevă, dar cu siguranță vom acționa dacă salariile nu vor fi acordate. Pentru că putem să mănânc pasiv. De grevă nu poate fi vorba la momentul acesta. La nivelul spitalului este un contract cu decât de muncă în vigoare. Dar ne vom manifesta prin mijloacele legale. Adică acțiuni de stradă, acțiuni în instanță. Deci toate actele și faptele conduc către o chestiune de răzbunare și de abuz împotriva colegii noastre. Acum așteptăm să vedem. Domnul, așa cum spuneam, făcea acele afirmații răutăcioase că sunt puțin bolnăvioare colegile noastre. Să, dacă dăm înapoi și ne amintim că dânsul în cele patru etape prin care Consiliul Județean Mureș a încercat să îl elibereze din funcție și dânsul a trecut prin concedii medicale, nu contest valabilitatea lor sau, mă rog, exactitatea lor, dar cred că nu sunt situații similare. Repet, la colegele noastre se pot verifica diagnostice, tratamente și faptul că nu sunt concedii medicale false. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumim pentru participare și să auzim bine!